David Popovici a devenit protagonistul unei postări recente pe Facebook. În fotografie, campionul olimpic apare la volanul uneia dintre cele două mașini Hyundai Ioniq 5 pe care le-a primit cadou de la Fundația Ciriac, în semn de apreciere pentru performanțele sale remarcabile de la Jocurile Olimpice din 2024. Ion Ziriac a decis să premieze fiecare medalie obținute de olimpicii români de la Paris cu câte o mașină Hyundai Ionic 5. Astfel, Popovici a primit două autoturisme pentru cele două medalii câștigate. La scurt timp după ce a intrat în posesia premiului, sportivul a fost surprins în trafic la volanul uneia dintre mașinile primite. Fotografia cu notatorul a fost publicată pe Facebook de Ray Cano. Poza a devenit rapid virală, capturând momentul în care tânărul campion își savurează noul bolit, dar și trăiește bucuria succesului într-un mod foarte personal. David Popovici a mărturisit că această perioadă post-olimpică este una de adaptare. Greu am reușit să mă detașez. Au fost atât de multe zile, luni, ani în pregătirea acestor jocuri, iar în 1 minut și 44 de secunde s-au încheiat brusc. A declarat el în cadrul evenimentului care s-a desfășurat la utopenii. Campionul subliniază că este important să înveți să te relaxezi și să găsești echilibrul între performanță și viața personală. El apreciază inițiativa lui Ion Țiriac și speră că mai mulți oameni de afaceri să sprijine sportul românesc.